Pericol de explozie în centrul localității Constanțene, Nicolae Bălcescu. Două cisterne cu benzină s-au ciocnit, iar pompierii au intervenit de urgență pentru a preveni riscul unei deflagrații. Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență la locul accidentului în urma impactului violent dintre două cisterne ce transportau benzină. Una dintre cisterne s-a fisurat, iar combustibilul a început să se prelingă pe asfalt. La fața locului s-au deplasat și două autospeciale de pompieri de la detașamentul Megidia, precum și o ambulanță SMURD. Însă norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Zona a fost perimetrizată, iar pompierii au acționat pentru dislocarea celor două cisterne. Combustibilul ce curgea din cisternă a pus pe jar echipajele, însă totul a fost ținut sub control.